În minutele următoare, Alina Laufer ne arată rețeta unui preparat delicios și ușor de pregătit, numai bun pentru o masă în familie. Urmează rubrica De gătit. Să rămână pentru masă! Bună ziua! Astăzi o să facem un desert. Și nu orice fel de desert, ci un desert de sezon, pentru că o să folosim căpșunile. Facem spumă cu căpșuni. Avem nevoie de căpșuni, de ouă, zahăr, esență de vanilie, ceva acid, fie oțet, fie lămâie, eu am ales să pun puțin lime și un praf de sare. Facem un piure de căpșuni. Trebuie să avem grijă ca bolul în care batem bezeaua să fie foarte bine degresat și să separăm bine gălbenușurile de albușuri. Preparăm bezeaua pe baie de abur, nu ne asumăm riscuri, mai ales că o să mănânce și cei mici. Punem zahărul, puțină zeamă de lime. Nu vă faceți griji, nu o simțiți, are rolul doar de stabilizator și puțină sare. Începem să batem albușurile până când zahărul se topește și se întărește frumos. Am niște invitați speciali în platou care sunt foarte nerăbdători să guste din această spumă. Adaug și puțină vanilie. Eu niciodată nu sunt singură în bucătărie. Fac un desert roz pentru prințese. Este desertul dedicat prințeselor. Și pentru băieți. Acest desert se așează în cupe și se ține la frigider înainte de a fi servit. Facem o magie acum. Ha, asistenții mei! Ce faceți, iubiților? Vreți puțină spumă roz? Da! E bun? Au aprobarea lor! Testați și voi acest desert, nu o să vă pară rău. Poftă bună!